Echipa de fotbal Unirea Dej a reușit să câștige partida amicală disputată sâmbătă în compania celor de la Ocna Dej. Elevii lui Mircea Bolba au reușit să se impună cu scorul de 7-1, iar pentru fotbaliștii dejeni urmează 9 partide de verificare. Marți, cu începere de la ora 13, Unirea Dej va întâlni în deplasare echipa secundă a Universității Cluj. Mai mult, în această perioadă, conducătorii echipei dejene au reușit aducerea unui nou jucător la echipă. Este vorba despre Costea, fotbalist care a mai jucat la Dej și evoluează pe postul fundaș stânga central. Acesta este cel de-al treilea fotbalist venit în această pauză competitivă la Unirea Dej, după ce la începutul pregătirilor au fost aduși Kendereș și Olaru. După partida de mâine de la Cluj, Unirea Dej va juca vineri acasă cu Satu Mare.